Societatea de Transport Urbis Baia Mare anunță modificarea programului mai multor linii. Este vorba despre programul autobuzelor 1, 4, 8 și 50, care începând cu data de 5 august, vor circula după un alt program în zilele lucrătoare. De exemplu, pe linia 4 Dorna Spital Strada Grănicerilor, autobuzele vor circula la un interval de 12 minute între orele 5 și 18 și la 20 de minute între orele 18 respectiv 20. 22 și 20. Autobuzele de pe linia 8 vor circula în un interval de 15 minute între orele 4.30-18 și 22-22.30, respectiv 30 de minute între orele 18 și 22. Ne așteaptă săptămâni călduroase, iar după 5 august sunt șanse mai mari să avem parte de averse. Potrivit estimării evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 3-16 august, realizată de Administrația Națională de Meteorologie, în Maramureș ziua de mâine se va răci cu 2-3 grade, apoi se va încălzi din nou, astfel încât în data de 7 august aceasta va atinge 32 de grade. Ulterior, maximele termice vor scădea ușor, iar în ultimele zile de prognoză, media lor se va apropia de 28 de grade. Temperaturile minime vor fi în creștere de la o medie de 12 grade în prima dimineață până la 17 grade în dimineața de 5 august, apoi vor avea loc ușoare variații, în general, între 15 și 17 grade. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată în 5 august și în intervalul 8-16 august. La munte, media maximelor termice va avea variații între 18 și 22 de grade, iar cea a minimelor, în general, între 10 și 14 grade. Din data de 4 august, local vor fi perioade cu averse în fiecare zi. încep pregătirile pentru alegerile locale. Tribunalul Maramureș anunță că va avea loc tragerea la sorți a președintelui și locțiitorului biroului electoral județean, precum și a președinților și a birourilor electorale de circumscripție, înființate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile locale publice din data de 27 septembrie 2020. Tragerea la sorți este programată pentru data de 7 august ora 10 în sala 78 din Palatul Justiției din Baia Mare.